Și am zis ca în clipul de astăzi să vorbim despre filme foarte drăguțe de văzut în această perioadă, filme de Crăciun, să le spun așa. Și sincer să fiu, nu o să insist pe clasicul Singur Acasă, care, apropo, cred că azi, mâine, începe deja 4, 11 și 18 decembrie, cred că am văzut că o să fie pe Antena 1 de data aceasta. Este un film care mie îmi place super mult și pe care îl urmăresc în fiecare an cu drag și mă face așa să mă simt mai aproape de faptul că gata, mai e puțin, mai e puțin și vine Crăciunul. Iarăși mai sunt filmele cu Frozen, cele cu Grinch, care am impresia că apare cred că în fiecare an câte un film cu Grinch. Și în ultimul rând Harry Potter, care de asemenea mi se pare chiar un film drăguț de văzut în această perioadă. Începe el toamna mai mereu, dar cam în toate filmele cu Harry Potter, la un moment dat ajung și în perioada Crăciunului, când Hogwarts este foarte, foarte fain decorat. Dar astea deja mi se par cumva clasicele, să le spun. Motiv pentru care am zis că vreau să vorbim puțin despre câteva filme pe care eu le-am văzut pe Netflix, pentru că da, mi este cel mai simplu și cel mai la îndemână. Mare parte din ele le-am văzut anul trecut, iar două doar am văzut deja anul acesta, pentru că da, eu în luna noiembrie mă uitam la filme de Crăciun, pentru că de ce nu? Așa că vreau să vorbim așa foarte pe scurt pe ele, despre ele, pentru că mi-au plăcut, mi-au atras atenția și zic că merită văzute, mai ales că nu sunt filme foarte lungi, sunt vreo două de așa, bine, mai mult și pentru copii, au cam 40 de minute, dar marea majoritate au cam la o oră jumătate, deci mi se par nu mai faine pentru un moment de relaxare. Și mare parte din ele sunt 7+. Cred că unul sau două sunt 12+, în restul sunt 7+, deci le puteți vedea foarte bine în familie. Și ca să nu mă mai întind cu vorba, în primul rând ar fi Moștenire de Crăciun, care, sincer să fiu, m-a distrat foarte mult, este foarte amuzant, dar în același timp oferă și o lecție super, super faină. Nu știu cum o cheamă, Ellen ajunge în momentul în care ar fi cazul să moștenească compania tatălui ei, dar ea este cumva așa puțin fetița răsfățată și printr-o anumită conjunctură ea este trimisă în satul natal, unde învață foarte multe, învață ce înseamnă să muncești, ce înseamnă să câștigi ceea ce ai și ce înseamnă să lucrezi împreună cu alte persoane, ceea ce mi se pare că este așa un film și drăguț și crăciunistic, dar în același timp are și o lecție pe fundal, ca să-i spunem așa, și zic că merită văzut. Apoi o serie, mă tot uit că le-am aici pe agenda trecute, o serie care mi-a plăcut iarăși super mult este Un schimb regal. Ea vine în trei părți. Anul trecut am văzut partea întâi și partea a doua, iar partea a treia anul acesta, că acum a fost lansată. Și este vorba de o patiseră din Chicago care pleacă la un moment dat într-un sat din acesta de Crăciun să lucreze și despre o prințesă pe care nu mai știu sincer să fiu cum le chema pe fiecare dintre ele. Margaret era prințesa și Stacy era patisera, iar ele se întâlnesc în acest sat, dau nas în nas una cu alta și constată că arată identic. În momentul în care ce se gândesc? Să facă un schimb și de la acel schimb pleacă toată aventura și ele trec așa prin diverse chestii. Una încercând să trăiască o viață normală, iar cealaltă se va întâlni cu viața de prințesă. Mai mult nu vă zic, vă las să descoperiți filmul. În partea a doua, desigur, vor face iarăși un schimb, tot la fel pentru a se ajuta una pe alta, iar undeva în partea a doua mai apare în scenă un personaj foarte interesant, care ne va însoți și în cel de-al treilea film și veți vedea acolo, dacă le urmăriți, dacă nu le-ați văzut, că la un moment dat se vor ajuta, de fapt, la un moment dat, cam tot filmul se ajută foarte mult între ele prin a face schimb. Își schimbă locurile în continuare între ele, desigur, totul se întâmplă în perioada Crăciunului și este totul super, super fain decorat și, nu știu, deci mi se pare cum unde au filmat ei, că au decorat genial, genial acele încăperi, clădiri, că, na, din afară vedem una, înăuntru, pe platou unde au filmat ei alta, dar arată oricum, decorul este superbisim. Ce mi-a mai plăcut, tot la fel vine data asta în două părți, Cronicile Crăciunului. Mi s-a părut
La fel, foarte fain, este un film și pentru copii, pentru că este în principal cu vorba despre o fetiță și fratele ei, cam adolescenți, așa să reîncadrăm pe ambii, care încearcă să-l prindă pe Moș Crăciun, vor să-l filmeze, se chinuie, stau treji, la un moment dat tot și-au pus pe acolo clopoței și toate cele să-i anunțe, încep să piuie și ajung să-l urmărească cumva pe Moș Crăciun, dar cumva îi accidentează acestuia Sania și sunt nevoiți să muncească toată noaptea pentru a salva Crăciunul. Asta în prima parte. Iar în a doua parte, Kate, fetița care l-a ajutat pe Moș Crăciun să salveze Crăciunul, este foarte nemulțumită de noua relație a mamei sale și decide să fugă de acasă, unde? Tocmai la Polul Nord. Și de aici iarăși începe o aventură întreagă, deoarece unul din spiridușii lui Moș Crăciun se hotărăște așa să devină un grinci și să desfințeze Crăciunul. Și desigur, fata va fi cea care va ajuta la salvarea lui, pentru că nu v-am zis de la început, dar tind să cred că este cumva așa cu subînțeles că toate aceste filme se termină cu happy end, pentru că, na, desigur, suntem în perioada aceasta cu happy end. Un film foarte fain și foarte fain și pentru copii, el fiind, cred că, cel mai scurt de care vă spuneam, de 30-40 de minute, este Crăciunul Angelei, care vine la fel în două părți. Este vorba de o micuță, fetița Angela, care merge an de an cu părinții la biserică, iar într-un an, în ajunul Crăciunului, îi vine o idee extraordinară pe care vrea să o pună în practică. Și mai multe nu vă spun pentru că v-aș dezvălui cumva ceea ce se întâmplă, el fiind și foarte scurt, dar pot să vă spun că în partea a doua, iarăși, totul se bazează pe o idee minunată ce-i vine fetiței, având în vedere că tatăl ei era plecat la muncă în Australia, iar ea dorește să-și reunească familia pentru Crăciun și să fie toți împreună. Iarăși urzește ea un plan și pune pe toată lumea în acțiune pentru a se întâlni la timpul potrivit. Ce mi-a mai plăcut tot așa văzut anul trecut și a apărut în 2019 este Klaus. Ne-am gândit la Santa Claus. Este filmul Klaus, care este vorba despre un poștaș dintr-un sătuc din ăsta îndepărtat de munte. El n-are nicio treabă, n-are niciun chef de nimic și este genul așa și mai ursuz cumva. Iar la un moment dat ajunge el să se întâlnească cu un bătrânel, mai arțăgos și mai ursuz decât el, care confecționa jucării. Și cumva, printr-un fel sau altul, ei ajung să împartă jucării în sătucul de lângă. E, și de aici o să înțelegeți voi, dacă vă uitați la film, toată povestea din spate. La fel, este un film foarte potrivit și perfect și pentru copii și vi-l recomand cu mare, mare drag. Bun, hai să trecem iarăși, de fapt nu, mai am unul până trecem iarăși la o serie, Un Cavaler de Crăciun. Da, ele au cam tot așa denumirile astea, schimb regal, cavaler, prinț, nu știu care e treaba cu prințesismele și cu Crăciunul, dar ok. Un Cavaler de Crăciun mi s-a părut super fain pentru că un cavaler medieval, printr-o circumstanță, ajunge cumva în prezentul actual din Ohio, că nu mai știam, unde ajunge el cumva fix într-un sătuc din ăsta, într-un parc de Crăciun. Aici se întâlnește o tipă. Tipa vrea să îl ajute, îl primește în casa ei, el n-are nicio treabă cu ceea ce se întâmplă ziua de aia, se sperie de orice, se bate cu orice și este foarte fain că ea ajutându-l, el ajunge să se îndrăgostească de ea, iar de aici cel mai bine descoperiți voi, pentru că este foarte faină povestea și la fel este super amuzant, deci dacă nu am râs copios la filmul acesta cu acest cavaler medieval care încearcă el să facă față prezentului actual din Ohio. Chiar mi s-a părut foarte amuzant. Vă spuneam că o să trec la o serie, pentru că următorul despre care vă să vorbesc este Un Prinț de Crăciun și este o serie pentru că vine și el în trei părți și este vorba de o jurnalistă care e la începutul carierei, iar ea este trimisă să facă un reportaj. Reportaj ce o poate ajuta să sară și în carieră. Și fix în perioada sărbătorilor de iarnă, ea are de făcut un reportaj despre un prinț care e pe cale să devină rege. Dar cumva ajungând acolo, planul ei
va căpăta cu totul, cu totul alte drumuri și alte căi și vor ajunge să se întâmple lucruri foarte drăguțe. Nu de alta, dar partea a doua se numește chiar Nunta Regală și de aici cred că vă puteți da seama de niște chestii și, desigur, jurnalista este cea care ajunge să se căsătorească cu prințul, însă el vrea așa cumva cum își dorește ea nunta, nu prea se potrivește cu protocolul regal. Și, desigur, na, apar multe piedici în calea lor, iar în cel de-al treilea film este vorba despre bebelușul regal. Desigur, toată casa regală așteaptă cu foarte mare drag bebelușul, dar regina are de dus ea o luptă pentru a-și salva cumva familia și regatul. Am mai multe sincere să fiu, o să descoperiți, este foarte fain filmul, plus că mare parte din el și mai ales partea a doua, cea cu nunta regală, este filmată în România, în principal la Castelul Peleș, la Ateneul Roman și la Palatul Cotroceni, dar la Castelul Peleș este mare parte din film filmat, așa că, sincer, mi s-a părut genial. Din start m-am uitat când am văzut prima dată, zic, mă, dar ăla nu-i Peleșul? Și pe aia am văzut mai mult, mai în ansamblu, zic, da, ăla e Peleșul, clar. Și apoi am căutat și pe Google și am văzut că așa este. Așa că mi se pare iarăși super, super fain acest lucru. Bun, și mai am 4 filme și gata, termin cu recomandările. Următorul ar fi Calendarul de Crăciun, care merge cumva pe ideea aceasta a calendarului advent, ceea ce mi se pare așa iarăși cumva drăguță, dar vorbim de un calendar advent magic. Asta deoarece o fotografă talentată, dar ea era cam plafonată în ceea ce se întâmplă momentan în viața ei, nu era mulțumită de job, nu-și găsise dragostea, primește moștenire un calendar mai deosebit. Cumva un calendar care o ajuta să prezică viitorul. Asta o ajută, nu prea o ajută, dar care o să-i arate cumva calea către ceea ce ea își dorea să facă în carieră, calea către iubire și cumva îi va indica parcursul ei și cam ce are de făcut. La fel este super amuzant și el și este chiar drăguț așa pe ideea asta de calendar advent, ca să spun cumva o altă perspectivă a acestui calendar. Apoi, că tot suntem în partea aceasta legată de cadouri, ar fi 12 cadouri de Crăciun, care la fel este cu o artistă, aparent este toată treaba cu artiști pe aici, care era săracă, nu era mulțumită de viața ei în acel moment și își găsește un job nou de achizitor personal. Cumva ea este angajată de un tip care e directorul unei firme să se ocupe de cadourile pe care le are de luat de Crăciun, pentru că el n-avea timp și nici nu se pricepea la chestia aceasta. Iar ea ajunge să îl analizeze foarte bine, să înțeleagă foarte bine ce vrea și se face chiar remarcată în fața lui prin cadourile și gusturile pe care le are și ceea ce ea alege. Dar povestea nu se încheie aici pentru că, desigur, se va întâmpla ceva și cu ei doi, pentru că la final avem film cu happy end, toate sunt de Crăciun, dar bine, asta mi se pare mie cea mai faină față, că na, știi că este filmul crăciunistic, îți dai seama că povestea la final se va termina totul cu bine. Un film pe care l-am văzut anul acesta și mi-a plăcut super, super mult, O familie cu har. O familie, practic mama și copiii, după ce moare tatăl, soțul, se mută din casa în care stăteau într-un alt oraș, chiar altă țară, dacă merg eu bine aminte, cât mai aproape de bunic, tatălui, și mama își găsește un nou job, în fine. Băiatul, fata era foarte ok, abia aștepta Crăciunul și să împodobească tot, în schimb băiatul începuse să urească Crăciunul. Asta deoarece ceea ce se întâmplase cu tatălui se întâmplase în perioada Crăciunului și el începuse să urască Crăciunul. Ajunge mai aproape de bunic, începe să petreacă timp cu acesta și ajunge să descopere că familia lor nu este chiar una obișnuită și că este o familie care are o foarte mare importanță, în special pentru Crăciun și ceea ce înseamnă Moș Crăciun. Așa că, mai departe, chiar vă recomand să-l vedeți, este un film chiar foarte, foarte fain și pe aici pe acolo sunt și multe lecții de învățat, atât de la mamă, cât și de la tânăr, cât și de la bunic, sinceră să fiu. Mie îmi place chestia asta când descoper anumite mesaje sau anumite lecții în
în niște filme pe care le consider efectiv doar de relaxare. Iar ultimul film l-am văzut, da, cred că anul trecut, un Crăciun în California. Este vorba de un tânăr de bani gata, care mai are puțin așa și este tăiată toată averea. Și el are de ca misiune să convingă o tânără de la fermă ca aceasta să vândă ferma pentru că ei erau interesați de acele terenuri. Ajunge să dea drept angajat la acea fermă și de aici începe toată distracția pentru că se va întâmpla ceva între el și tânăra de la acea fermă și cumva va învăța că viața lui de bogătaș nu este chiar totul și să ai totul pe tavă nu este chiar atât tot ceea ce ai nevoie în viață și că te poți descurca și altfel. Bun, și cam acestea au fost filmele despre care am dorit eu să vă spun așa pe scurt. V-am spus, toate le găsiți pe Netflix pentru că mie mi este personal cel mai la îndemână. Dacă aveți și voi alte recomandări de filme foarte faine pentru această perioadă, chiar le aștept cu mare drag în comentarii pentru că de pe aici am cam lichidat ceea ce mă interesa sincer și în acest moment. Aștept să văd ce mai apare acum în perioada aceasta, ce noutăți mai vin. De ce am vrut să fac acest video? Este să vă ajut câteva idei și sugestii de filme de văzut în această perioadă. Ba chiar puteți să vă faceți o perioadă de relaxare în fiecare seară, să faceți o listă cu filmele de văzut și să le luați la rând câte unul pe seară. V-am spus, nu sunt foarte lungi, cam o oră jumătate maxim, așa că mi se pare perfecte pentru o ciocolată caldă și o relaxare. Eu sper că v-a ajutat clipul, v-am spus, aștept și în comentarii sugestii de filme din acestea crăciunistice din partea voastră. Vă super mulțumesc pentru vizionare și ne revedem cât de curând la un nou video. Vă pup!